Salutare, dragi prieteni, sunt pregătit pentru episodul 2, nebun de gustos. De multe în viața asta nu sunt sigur, însă de un lucru sunt ferm convins. Atâta timp cât o să fie cineva aici lângă mine, să știți că gustoșenile vor fi foarte gustoase, pentru că eu mă pricep un piculeț mai puțin. Nu doar pe invitat o să-i provocăm, dar inclusiv și pe mine. Am aici un pliculeț, în premieră, trebuie să recunosc și vă rog să mă credeți pe cuvântul meu, că nu exagerez. Eu acum deschid acest pliculeț și o să citesc ce o să gătim noi astăzi. Dragă Emilian, Doamne, cât de oficial îmi scrii, astăzi, în rubrica Nebunie în bucătărie, veți găti burger. Invitatul tău va trebui să aleagă între lista de ingrediente sau lista cu pașii de pregătire. Dacă le va dori pe ambele, va trebui să renunți la ceva din ustensile. Dar dacă renunți la tigaie, nu mai mâncăm burger azi niciodată. Așa, dragilor, bucătarul șef astăzi este Anatoli. Noroc, așa cu pumnic, așa e la mod acum. Trebuie să vin așa, după piesa. Hello, hai ne apucăm de treabă. Nu avem timp, noi avem încă 3 ore la dispoziție, 3 ore, pentru că eu am zis la începutul interviului că avem cel mai exclusiv bucătar. Păi de asta că am 2 comenzi, am 2 cumătării la care trebuie să le organizez mâncarea la restaurante. Tocmai de asta hai să ne grăbim. Deci 2 secunde, nu, stai. Deci, în ce e posibil? Stază, publicul nu-l cunoaște pe Anatol Melnic. Sau în ce poziții? Nu sunt toate pozițiile puse pe internet la mine. Dar care le-ai pus? Am pus cu soția în luna de miere. Am pus când a apărut Camelia și iată, asta e a treia poziție care mă puneți voi. La bucătărie am înțeles că ești foarte exclusiv, pentru că eu am vorbit și cu soția ta, fiica ta, am înțeles. Câte medalii ai? Am medalii raionale. Locale? Locale, standard, regionale. Adică doar până aici m-am fixat, adică am mai făcut mâncare pe stadion, când jucau echipele la raion. La Costești? Da. La capitolul ouă, cum mă duci? Sunt sănătoase. Nu la tele, mai ouăle. Mai vreau copii. Ochiurile dimineață. Ce mâncat dimineață? Da, apropo, ouăle sunt, de fapt, e ceea ce pot mai bine să fac, apropo, ouăle. Soția știe deja, când îmi faci ouăle, trebuie să lasă loc de întins. Bun, gata, încheiem capitolul cu ouă. Noi astăzi... culinară, emisiunea. Da, este emisiune culinară. Da, hai. Deci, da. Astăzi o să gătim burger, însă... Echipa Linela o să te provoace, două provocări. Deci, ori îți zic lista de ingrediente, sau îți zic lista de ingrediente și modul de preparare. În cazul în care le alegi pe ambele, va trebui să iau o ustensilă. De exemplu, un cuțit, un fund sau ceva. Mă tem să nu iei fundul. Fundul nu ți-l iau. Te rog niciodată. Nu știi. Nebănuite sunt căile domnului. Nu te juca cu, nu te juca cu fundurile mele. Nu, că asta e fundul Linela, nu este... Hai fără rețetă. Fără rețetă. Deci fii foarte atent că eu o singură dată le zic, după care nu mai zic niciodată. Carne tocată, frunză de salată, roșii mari, 2 bucăți, 2 linguri de maionez, 2 linguri de ketchup, 2 linguri muștar de masă, ceapă roșie, castraveți murați, 2 linguri de ulei de măsline, chiflă burger și cașcaval. Doamne ajută! Hai! Carnea, în primul rând, ai grijă, pune mâna pe tigaie. Tigaie e acolo? Da, pune mâna pe tigaie. Și e mâna de pe tigaie, că e de vreme. Ele sunt amestecate sau trebuie să le amestecă? Asta trebuie să... Ce amestecate? Ele sunt toate ingrediente pus în carnea asta. Păi miroase carne, așa se vede, dacă îi faci simplu sau este cu... Nu-i faci simplu. E dilasat. E pregătit. Da. E bună. În primul rând, carnea trebuie bătută bine. Deja bătut râs, că eu am făcut odată așa mâncare, dar simplu am avut ajutor 90%. Ție ți-aș recomanda să tai roșiile. A, dar eu trebuie să te ajut? Da. Da. Hai că... Dar cum să le tai? Spune că n-am idee. Tai-le în 8. Și acel moment, în 8? Și acel moment când la bucătărie... Doi nătângi la capitolul, gătit. Un fel de fă și vrei, adică da, să fii tăieti ca să noi să le punem ca felii. Fă-le ca felii de pâine, ceva de genul ăsta. Rolul tău important, acum Emilian, e să pui mâna a doua oară. Mai am o șansă. Să pornești focul, hai.
Deci, hai, e prima dată când eu cineva învăț mâncare. Ulei punem de floarea soarelui sau de măsline? Pune ulei, jumate măsline, jumate... Ok. Oțet punem? Oțet. După ce se arde uleiul. Deci oțet noi nu punem pentru că... Oțet dată... nu, oțet doar la gustul să spune. Eu nu știu dacă eu fac corect toată treaba asta. Știu că pe o parte și apoi... Vezi ce înseamnă să mă grăbești? Dar nu te grăghesc, eu am tot timpul la dispoziție, tu trebuie să duci la alt film. Și apoi partea asta la altă pui. Așa. Apropo, soția Cascu și te-a lindă. Ne gândim doar la tot ce înseamnă bucătărie. Nu, stai. Eu deja începeam să-ți povestesc cum începe. Gătești foarte bine. Soția mea, eu mă mândresc cu ea, ce ține de bucătărie, ea mă lintă extraordinar. Cel mai bine ce gătești? Și îți place mai cum gătești pe mie? Mie mă gătești cel mai bine. Înainte de culcare, mă gătești bine, mă așază. Pe parte pe alta. Pune mă sărea. Leac de sare. Te părește. Și mă gustă la urmă. Dar așa, în bucătărie, e foarte bine. Faci supa din cartofi în nădușit cu cărnețe de pui, pentru că ea știe că eu sunt la dietă. De la o seamă de vreme, ea singură scoate vinul din frigider și îl pune acolo. Murături, are tot ea grijă, pune murăturile. Eu când vin la masă și îmi spune, vină zaia la masă, deja stau două pahare de vin. Dar când calci pe bec, cum te... Când calc pe bec, eu de obicei mănânc singură. Următoarea etapă e cea mai simplă, cea mai grea a fost carnea, unde Emilian s-a descurcat fantastic cu ea. Deci eu cred că noi suntem primii care au prăjit chifla, dar nu e chifla asta, și asta? Rotunda asta cu ulei de măsline și ulei de floarea soarelui. Noi trebuie repede să punem verdeață. Verdeață să punem în primul rând. Să-ți aleg una mai așa, mai tare. Dar chifla mai mare și mai mic, care și-a cui? Asta mare ție, pentru că eu nu știu, voi când n-ați chemat, poate voi nu sunteți la curent, dar eu sunt la dietă. La dietă, și tu astăzi n-ai să mănânci. Ia că de ce ai pus tare mult sare? În două luni am dat jos 18 kg. 18 kg? Da, așa că eu nu știu cum de mare. Dar cele mai multe kilograme cât ai avut? 116. Și te vedeai? Ochii îți vedeau? Sau era o bulc? Eu mă uitam. Era o bulc. Eu o pințâță vedeam. Eu nu vedeam cu ochi și așa cu toți le vedeam. Zi-mi, te rog, ce îl stresează cel mai mult pe Anatol Melnic? Eram stresat și complexat datorită burței. Eram tare complexat. Eu mă simțeam gras. Mă simțeam burdănos. Și eram tare. Eu eram stresat de la asta, dar eu nu recunoșteam niciodată. Eu când am fost la... Când au fost misurile astea, misturile. Când s-a terminat misul și a zis, Atolea, hai la poze tăți. Hai, domnul Anatol și dumneavoastră, chiar dacă n-ați încăpieț în cadru. Știi? Așa, glume de astea au fost tare multe. Gluma asta pe mine, pur și simplu, m-a distrus. Tolea, relația ta cu soția, toată lumea o știe. Care este relația ta cu Camelia, fiica ta? Camelia este asta, viața mea. Camelia mă ajută în totul, începând cu sufletul acasă și terminând cu filmulețele pe Instagram, cu filmulețele video pe care le facem împreună. Plus, toată lumea știe, toată lumea realizează că copilul ăsta e o salvare a reputației familiei, chiar și o salvare a căsniciei de multe ori, pentru certurile atunci când e vorba de un copil în casă, sunt diferite față de când nu e. Adică Camelia câteodată când stă și se uită cum eu cu Tania, deci nu poți să cert, pentru că e fata noastră, o iubim și asta. Uite, atent, noi îi chemăm, ne îmbrățișăm. Este nu vad, dacă încolo tot e. Da, Camelia, tata love you cu mama love you. Da? Cu mama love you. Noi suntem cam la final, de noi trebuie cumva să gustăm ce am făcut. Am vrut să gătesc tare mult. Hai. Ești gata? 1, 2, 3. Aaaa! Din prima! Acum uite de dietă.
Nu, soția că... să nu se uite, el nu mănâncă, el o doar... O gură, o gură. Tot în viață începe de la o gură și după asta... Emilian, nu vreau eu să aud asta la emisiunea dată. Adem. Hai. Hai noroc. Dar nu, nu bei, am tu mamă mănânci. La cum arată, parcă beau. Dragilor, în viață trebuie neapărat să punem cât mai multă sare ca viața să aibă mai mult gust. Ce pot să zic? Vă spunem la revedere, tot le-am mulțumim foarte mult pentru... Și mai mănânci încă? Mă mulțumesc că te-ai și-i bună, și vă provocăm și pe voi să faceți un burger. Ne dați un comentariu și un like pe canalul de YouTube și ne vedem data viitoare. La revedere!